Noi vom zbura în glorie, noi vom zbura. Într-o zi nimeni nu ne va opri, noi vom zbura. Deci primele gânduri. Nu vreau să mă așez, că după aceea le uit. Delia nu mai e la fel. Simt o răceală. Vezi, eu până să vin aici ziceam că perla mea ești tu, dar acum a venit tipul ăsta care e mult mai bine făcut ca mine decât mine. Asta e viața mea. Na, eu așa sunt făcut. Asta sunt mai fluffy. Mai fluffy. O schimbare. Ești puțin schimbată. Habar n-am, nu înțeleg de ce. De unde eram plin de iubire amândoi, ca o frate și o soră. În cel mai bun sens al cuvântului, nu o recunosc. Delia? Delia, yes. Delia? Hello, Delia. Hi, Delia. You are Delia? Yes, you are Delia. Carla, mult mai guraliv, își păstrează aceeași linie de cuvinte dure, precise. Fane este pe departe pe linia cea bună. Prima ieșire a audițiilor, nu zic că a ieșit rău, dar se putea mai bine. Vreau mai mult de la colegii mei, pentru că vreau mai mult de la mine. Închid aici jurnalul pentru prima jumătate a zilei, cu drag, al vostru Titi Duru. Bună ziua! Știți ceva de Horia Brânci? Unde e el? Și ce Horia Brânci e în lumea lui. Că trebuie să ajungă la X Factor. X? Cât? Factor? Jurat la X Factor. Gata, am plecat! Da. We are ready in 4, 1, 2! Unde ești orta acum? La școală de șofer, nu? Era emoționat. Plec, plec, plec. Zic, Maria, mamă, du-te. Da, oglinda retrovizoare, ce să fac cu ea? Se reglează, stai liniștită. Și îmi arată butoanele? Da, îți arată toate butoanele. Deci așa era. Am condus până la mine acasă. Ai condus până la tine acasă? Mâncați aș nasul tău. Până la mine acasă. Bravo, dragoste. Și spune-mi, nenea, cum a fost îngăduitor? Foarte mișto, mi-a plăcut el foarte mult. Câți ani are? E căsătorit, da? Da, căsătorit. Ai fost singură sau ai fost cu Georgia, prietena ta? A fost singură. Bravo. Deci ți-a plăcut iubire? Mi-a plăcut foarte mult, da. Bravo, dragă, să mă bucur tare mult. S-a fost o flașcă, dar a fost foarte drăguț. Așa e prima oră. Prima oră ești flașcă, a doua te topești și a patra întinerești. Foaie verde. Da, da. Bravo, iubire. Te sărută și Andreea. Te sărută și sorta. Stai liniștită, că am auzit, e în regulă. În această primăvară am căzut foarte tare. Dan, dan, dan. Partea dreaptă era plină de sânge. Căderea a fost filmată pe primul meu vlog. Și aia a fost declanșarea dorinței mele, ca toate amintirile mele, legate de oameni, legate de familie, legate de orchestră, legate de mine, legate de viața mea în general, să le pun telespectatorilor, să le pun fanilor mei, să le pun oamenilor care mă urmează de atâția ani de zile. De ce? Pentru că dacă aceste materiale ar sta aici în telefon, de ele nu s-ar putea bucura nimeni. Delfina, ce? Delia se dă cu ruj. Ia, ia, o. E bine, bine, e foarte bine. Eu răspunsul când dai de greu. E bine, bine, e foarte bine. Da, da. Sunt cum mă trebuie. Oh, ce pantalon, loc frumos. Șarpele ca. Ce surpriză. Mergem. E bine, bine, e foarte bine. Da. Hai cu tăsioara. Până mergi la pas, dar noi facem cu pas. Hai, hai, cu trăsioară, hai, 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 tout le monde. Et tout le monde. Tout est foutu. Ia, ia, ador. Nu vreau să apar. Ok, ador. Am doar costițe de brânciu la grătar, dacă doriți. Costițe de brânciu de dosar. Da.
Doamne, am ajuns să fiu în visurile tale culinare. Unde duce această relație? Unde se termină? Unde începe? Ia strănută, hapciu, ia zic. Hapciu. Mersi, o să te vezi pe vlogul meu.